Salutare, salutare și bine v-am regăsit pe canalul Aleximian. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un nou server de cabal de care am dat acum căutând un server unde să jucăm cabal. Serverul se numește Cabal One. Este un server privat foarte, foarte frumos, foarte bine polișat. Nu știu foarte multe chestii momentan să vă explic despre el, însă pot să spun că am jucat o perioadă de o zi și ceva pe el și sunt foarte mulțumit de cum arată serverul. Ăsta este site-ul lor, deci Cabal One, o să-l aveți link-ul și în descriere. Cum downloadăm jocul ăsta? Păi, o să mergem pe site-ul lor, ne facem cont, ca peste tot, verificăm contul cu mail-ul după aceea, să-mi dea o adresă unde ne duce către mail și ne putem verifica și activa contul. După aceea vom merge către download și aici, după cum puteți vedea, aveți un butonaș care te va duce către un guide, un ghid unde va trebui să îl downloadezi. Bun, o să mergem către download și aici o să ne transfere către modalitatea de a downloada clientul. Și avem două opțiuni marcilate, prin Dropbox sau prin Google Drive. Eu l-am downloadat prin Google Drive pentru că am un internet foarte bun. Tu poți merge către Dropbox sau Google Drive. Este undeva la 2 giga jumate până și mi se pare sau ceva de genul, după ce își face update și o să fie mai mult. Și îți arată cum se instalează. Foarte, foarte important, înainte să-ți explic cum se instalează, foarte important, vezi că zic și ei chestia asta aici, foarte important. Înainte să faci chestia asta, înainte să downloadezi chestia asta, va trebui să te duci să faci o excepție, da? Sau să-ți, cel mai simplu, dacă mulți dintre noi voi nu știți cum să faceți excepții în firewall sau în antivirus, te duci frumos și îi dai disable la antivirus. Dacă ai antivirus, îi dai disable. Dacă ai Defender-ul de la Windows 10 sau de la Windows 7, i-ai dat disable o perioadă până instalezi jocul. După aceea îi faci excepție la Cabal One și la Cabal Main Exe. Astea două trebuie să ai excepție la firewall și la antivirus. Asta după ce l-ai dezactivat ca să poți downloada și instala jocul. După ce ai făcut chestia asta, downloadezi, o să ai un fișier rar, îi dai unzip, o să ai fișierul de Cabal, o să intri frumos pe Cabal One Exe și de acolo el se downloadează, durează circa 5 minute, poate și mai puțin, dar depinde ce internet ai și ești gata de treabă. Și o să ajungi în fereastra asta unde poți să-ți faci caracter. O să ne facem un blader, da? O să ne facem un mic blader aici și o să-l redenumim Aleximian 2, că mai avem încă unul, avem un archer. Sau nu, hai să-i spunem Spartanul. Ceva mai reprezentativ, așa, poate rămânem cu el și să ne rămână numele ăsta așa. Și hai să vedem ce hairstyle avem aici. Uite, avem Rotate View. Asta nu este setul cu care începi. O să vi-l arăt imediat și pe acela. Bun, hai să mergem către hairstyle să vedem ce hairstyle-uri avem. După cum puteți vedea, diferă. Avem o varietate de hairstyle-uri noi. Așa. Ia să-l vedem pe ăsta. Ăsta arată puțin high-tech frumos, așa. Ăsta o să-l luăm. Hair color. O să-l facem roșu. Așa. Face shape. Hai să vedem ce fă. Uite, uite ce fețe frumoase ai. Cu barbă, dacă vrei să-i pui barbă. Ăsta mi se pare ceva mai cool. Și-a mai încruntat, mai rău. Bun. Și cam asta poți să-i faci tu aici din după ce ne-am creat caracterul, ne va duce înapoi către pagina unde avem caracterele. Foarte simplu, frumos așa și vom intra în joc. Așa, ne va da un Bloody Ice. După cum puteți vedea, avem un mail. Ia să vedem ce ne dă în mailul ăsta. Ne dă un Blessing Blade de XP 200% pentru o zi, ceea ce nu este rău. O să ne luăm itemul. Ok. Bun. Să ne mișcăm puțin de aici. Înainte să vă prezint,
Bloody Ice, o să vă prezint puțin setul pe care ne dau ei. Ne dă așa. Deci începem cu 10.000 de ALZ, level 120 și vom avea așa. Setul lor se numește Cabal One Starter Gear. E plus 20, e ceva simpluț, ceva simplu. Avem critical damage 20 în cască. Marshall Boots plus 20, tot așa, cu 7 A. Avem suit cu 7 A la fel. Avem niște săbii, tot așa, Cabal Starter, 20 critical damage. O să le punem așa. Avem inele plus 1, bineînțeles, critical ring, brățări, of fighter plus 2, vampiric plus 2, vampiric amuletă, aura transmuter. Asta este o epauletă care merge cu costumul ăsta și astea sunt mănușile. Ok, hai să aruncăm mizeriile astea, sau de fapt. Și uite, avem așa, avem skill-ul de combo, avem skill-ul de astral bike, avem skill-ul de astral board și un skillbook PvP Enchainer. O să vedeți ce ne dă. Uite, o să-l punem aici ca să vedeți ce ne dă. Ne dă resist critical damage 200%, resist down 10%, resist knockback 10%, resist stun 10%, resist kill AP 160%. Da? Deci ăsta poți să-l dai și rămâne pe tine timp de, stai să vedem, 1796 de secunde. Da? Și arată cam așa arată. Dacă mai țineți voi minte când ne jucam Cabal de prima oară, cum arăta skill-ul ăla când își dădea Blader-ul skill-ul. Și după cum puteți vedea, armele lucesc foarte frumos, nu are skill, nu are niciun fel de probleme să dispară în momentul în care rotești de caracter, cum se întâmplă pe alte servere. Bun. Hai să ieșim puțin din oraș ca să vedem mai bine. Ok. Asta este stance-ul. O să mergem puțin pe scroll loc ca să vedeți. Și așa stă Blader-ul pe serverul ăsta. Mi se pare badass, foarte mișto. Armele arată foarte bine. Cred că avem o katana și un blade. Da, aia e de sus e katana și asta de jos e blade. Hai să vedem masca totuși. Să vă arăt și masca să vedeți că arată foarte cool. Mergem la opțiuni și aici la opțiune o să mergem către display și o să-i dăm char helmet. Ok, ia uite. Vezi? Un fel de sub-zero, ceva de gen. Deci caracterul arată foarte cool. Jocul se vede că este polișat. Adică serverul cel puțin arată că e polișat. Acum o să vă arăt în mare parte. Ăsta este Bloody Ice, ca să zic așa. Aici o să înceapă toate caracterele, aproximativ, cred că toate caracterele. Aici avem event, diverse eventuri. Da? Aici avem Astral Throne Upgrade. Ăsta îți upgradezi și anume, o să mergem acum să vă arăt pentru că e foarte important. Da? Primul și primul lucru cu ăsta, că îl cumperi e foarte ieftin, o să mergem către vehicule Astral Throne. După cum puteți vedea, avem un Astral Throne care costă 2 milioane, dar noi avem deja 10K și îți dă alt skill AP 3%, critical rate 1, critical damage 7, all attack up plus 15 și movement speed 900. Hai să-l luăm. Așa, uite, este cum un fel de key raid. L-am pus pe noi, da? Aici vom merge către skills. Unde este skills special și o să ne punem skill-ul de board aici ca să-l vedeți cum arată. Ideea este că uite la ăsta aici o să mergi și o să-i dai upgrade. În funcție de ce materiale ai tu poți să-l faci mai puternic board-ul ăsta doar prin felul tău cum joci. Adică dacă strângeai temele și tot așa. Bun, hai să vedem cum arată. Că asta e cel mai important, arată bine de tot zic eu. A? Ia uitați-vă cum arată. Tron, tată. Hai să ne plimbăm puțin cu ea să vedem cum merge. Are 900, adică e un fel de RV3, dacă nu mă înșel, poate și mai bine ca RV3-ul merge. Avem tot felul de store-uri aici. Avem ALZ Store. Putem să cumpărăm foarte multe iteme. Hai să dăm înapoi să vă arăt. Putem să cumpărăm cu ALZ tot felul de chestii, după cum puteți vedea. Face kit-uri, untrain kit și toate chestiile astea.
Așa. O să mergem către, uite, poți să cumperi honor, poți să cumperi coruri, poți să cumperi poțiuni, poți să cumperi skill-ul ăsta iarăși, ca pe care îl avem, în cazul în care nu ți-l mai dă sau cine știe pentru ce e pus acolo. Avem skill-urile de BM3 care le putem cumpăra de aici și costă 25.000 ca și pe, ca pe orice server, de fapt, ți le dă gratis, le cumperi. Avem pet store care putem să cumpărăm prin DP-uri, adică dacă faci dungeon poți să-ți cumperi toate peturile astea care le vezi, uite, avem dire boar-ul, astea simple. Chestiile astea simpluțe, numai le simple. Și acum o să mergem la bara de skill-uri. Foarte important, o să vă arăt cum ne luăm skill-urile de aici, pentru că este episodul mai vechi. Și o să mergem la buy skillbook. După ce cumpărăm toate skill-urile, 100 de alezu costă un skill. Da? Și o să începem să ne le cumpărăm de la Transcender pe toate. O să-i dăm Ask No More. După cum vedeți, aveți o chestie aici care nu mai obifați, un click. Și foarte, foarte interesant. O să ne le cumpărăm pe toate. Ăsta e puțin mai scump. O să-l cumpărăm pentru că na, asta e. În rest, toate le avem 100 de ALZ. Blade Scud, Soul Blade, Instant Immunity, Resist, Blade Cry nu-mi trebuie, Vitalul bineînțeles, asta nu-mi trebuie, Mirage Grind astea nu, Force Kick-ul, ok, astea nu ne trebuiesc, Concentration, Dash-ul, ce mai cumpărăm? Mai cumpărăm Phase Step-ul și cam atât. La Magic, ia să vedem, avem ceva aici de cumpărat, important, poate au băgat ceva important aici, în partea asta, nu cred. Upgrade. E bine, băieții mei, aici țineți cont că este episodul vechi. Stai să-mi dau eu aici camera în altă parte ca să înțelegeți. Așa. Să-mi pun eu camera aici ca să puteți să înțelegeți ceea ce zic eu. După cum puteți vedea, este pe Transcender, da? Noi ca să putem să punem toate skill-urile astea pe noi, va trebui să mergem către novice și să începem de aici, da? Și începem cu asta. Continuăm către Apprentice și le cumpărăm, da? Ne interesează ofensiv, defensiv, force control ne interesează că suntem bladeri, iron skin, vitality, ofensiv, defensiv, mirage, la fel, vitality, mana, ofensiv, defensiv. Și continuăm așa, după cum puteți vedea, până la transcender. Nu știu de ce am cumpărat force control, dar în fine. Și pe ăsta cred că l-am cumpărat, nu mai am spațiu, cred că nu mai am spațiu. Trebuie să mai punem pe noi din ele. Așa, ca să mai avem spațiu. Astea o să le las momentan așa. Hai să mergem să vedem un skill. Pentru că și skillurile sunt foarte importante. O să mergem să ne scoatem astea de aici și o să ne punem ceva skilluri. Hai să mergem să ne scoatem un skill. Bun. Și avem buff-urile. Buff-urile știți cum și voi că trebuie duse până la level maxim, da? Astea sunt level maxim, trebuie duse până la level maxim, level 20. Da? Pe care le punem aici frumos. Dead Tempest, da? Astea, fiind episodul vechi, trebuie lăsate la 9. Altfel se încarcă foarte greu. Ca să înțelegeți. Dacă le vom duce la level 20, se vor încărca foarte greu. Singurele pe care le încărcăm la level 20 sunt buff-urile. Da? Deci, Infinity Blaze și toate astea le lăsăm la level 9, frumos, hai să mai punem unul, unde este? Hai să mai punem Lightning Slash-ul, level 9, ok, și mai era ăla pe care l-am cumpărat cu 3, dacă îl și găsesc pe aici, uite la aici, Hawk Hunter. Vedem, poate au schimbat ceva și la skill-uri, așa. Dar înainte de skill-uri trebuia să ne punem și noi dash-ul. Așa, fade-ul. Astea, maxim, băieții. Și avem și dash.
la nivel maxim. Putem să ne mișcăm. O să ne uităm și la BM3 imediat. BM2, că BM3 nu o să putem să-l cumpărăm momentan, să farmăm puțin. Hai să vedem la skill-uri, da? Dacă au să facem... N-au schimbat nimic, ideea este că la Dami e puțin, puțin bug pentru că nu, după cum puteți vedea, sunt mai departe una la alta, nu contează, nu asta e problema. Skill-urile sunt la fel, tot ok. Bun, hai să ne uităm la BM3, BM2, pardon. Skills, upgrade și avem grappler-ul. Îl tragem aici. A trebuit să facem puține SP și asta înseamnă să ne mai batem. Damid, în animale, când le omori, în principiu o să pice bani. Am făcut o pară de SP. Și acum... După cum puteți vedea, hai să-l trag aici. Avem retarget-ul activat. Deci fără niciun fel de problemă. Bun, dar nu avem ceea ce ne trebuie nou aici, anume sau special, unde ești? Uite-l aici. Așa. Și punem și noi aici. După cum puteți vedea, BM3-ul merge ok, n-ai nicio treabă. Bug-uri nu prea am găsit pe serverul ăsta, încă o chestie foarte interesantă, dacă mergi cu click-ul aici și dai cancel, se anulează. Mai avem chestia asta interesantă ca pe oficial cu AP-ul și DP-ul, da? Defense-ul și atac-ul. Le ai aici frumos, puțin optimizat, pe acolo, pe acolo. Cu anumite chestii, bineînțeles ai premium, poți să mergi, uite, poți să mergi în Desert Scream. Un fel de problemă, de exemplu. Deci, te poți plimba liber peste tot. Uite, îmi place chestia că nu dispare, plus că costumul ăsta de început arată bestial. Și motocicleta la fel. Arată bestial și motocicleta. Deci, ce să zic? Eu zic că merită să-l încercați. Eu o să mă joc aici o perioadă, vă aștept și pe voi dacă vreți să ne jucăm. Aveți link-ul și toate chestiile astea le aveți în descriere, mai mult decât atât, ce să vă zic. Vă aștept să ne jucăm și toate cele bune, v-am pupat băieți și vă aștept la joacă. Ciao, ciao!